12 echipe de fete au participat ieri la etapa pe eparhie a campionatului de fotbal feminin Cupa Domnițelor, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Suceava. Competiția a fost câștigată de echipa Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava. Finala competiției organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, Departamentul Activități de Tineret, ATOS și Tabere, s-a desfășurat în sălile de sport ale școlilor gimnaziale numărul 9 Ion Creangă, respectiv numărul 11 Miron Costin din Suceava. Potrivit regulamentului, fiecare echipă a fost formată din 10 jucătoare. În cele două locații de desfășurare ale proiectului, cele 12 echipe au fost împărțite în 4 grupe care s-au luptat pentru premiul cel mare, anume Cupa Domnițelor, un trofeu pe care l-am primit și noi de la Asociația Județeană de Fotbal în dar și îl oferim în fiecare an echipei care reușește să obțină titlul de Cupa Domnițelor. Acest proiect desfășurat la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic vizează încurajarea unui stil de viață sănătos, bazat pe mișcare, pe viață activă, cât și pe un stil alimentar sănătos. O ediție frumoasă, o ediție cu o nouă câștigătoare. Îi felicit pe toți cei care au însoțit echipele, felicit pe toate fetele participante, felicit Arhiepiscopia pentru insistența de a organiza a treia ediție a Cupa Domnițelor. Este unicată în Suceava. Ne bucurăm că suntem parteneri și să sperăm că împreună Asociația Județeană de Fotbal Arhiepiscopia Suceavei și Rădăuților vor organiza și a 10-a ediție. Astăzi am avut ocazia să participăm la o competiție foarte frumoasă organizată de Arhiepiscopia Suceavei, Cupa Domnițelor, ediția a 3-a. O competiție a fetelor, fotbal feminin, foarte frumoasă, foarte reușită. S-au adunat peste 120 de fete, profesori, părinți, bunici chiar am văzut și bineînțeles preoți. A fost un eveniment foarte frumos, reușit și sperăm să fie cât mai multe ediții. La sfârșitul acestei zile pot să mă declar satisfăcută de rezultat, pentru că este al treilea an consecutiv în care concurăm la Cupa Domnițelor și în sfârșit am reușit să aducem cupa acasă, ceea ce nu poate decât să ne satisfacă. Azi a fost o zi extrem de grea și am dat fiecare tot ce am putut pe teren. E un sport de echipă, e foarte frumos. Și cu fotbalul, de exemplu, poți să pleci în mai multe orașe. Dacă ajungi mai departe, de exemplu, la lotul național, poți vizitezi și alte țări. Competiția s-a adresat fetelor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani. Au fost acordate premii pentru cea mai bună jucătoare, cea mai bună marcatoare, dar și pentru antrenorii și arbitrii implicați în organizarea cupei. Echipele clasate pe primele 3 locuri au primit medalii, diplome și premii în bani.